au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani și pentru asta vor fi premiați. Două persoane din municipiul Petroșani vor fi premiate de municipalitatea din localitate pentru longevitate, iar alte câteva familii vor primi câte o atenție pentru că au ajuns la 50 de ani de căsnicie. Nici cea mai tânără pereche, care și-a unit destinele, nu a fost uitată. Toate aceste evenimente vor avea loc în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Familiei. Va fi un fel de gală, aș spune, pentru că vor fi acordate mai multe premii. Este vorba de două diplome de excelență acordate unor persoane care au împlinit 100 de ani de viață. De asemenea, vor fi 23 de familii care vor fi premiate pentru atingerea performanței de a fi căsătoriți de 50 de ani sau chiar peste. Și de asemenea, va fi premiată tot în cadrul acestei gale cea mai tânără familie, cea mai proaspătă familie din municipiul Petroșani, care s-a înființat, să spunem așa, chiar duminica care a trecut. Manifestările dedicate acestei zile vor avea loc săptămâna viitoare. Calendarul Organizației Națiunilor Unite a instituit Ziua Internațională a Familiei ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an. Pentru acțiunile organizate de primăria din Petroșani, Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 11.500 de lei.